Medvedev l-a primit astăzi la Kremlin pe omologul său moldovean Vladimir Voronin. Președintele rus și-a exprimat din nou susținerea față de acțiunile conducerii moldovene, îndreptate spre restabilirea ordinii constituționale în țară. Noi urmărim cu atenție ceea ce s-a petrecut și ce se petrece în Republica Moldova, procesele care au loc, a afirmat Dmitri Medvedev, citat de Itar Tass. Noi am susținut și susținem măsurile care au fost luate de conducerea Moldovei pentru restabilirea ordinii constituționale, a adăugat președintele rus. Este foarte important ca Moldova să se dezvolte independent ca un stat suveran prosper pentru toți cei care trăiesc în țara dumneavoastră, a mai declarat Medvedev. Liderul comunist de la Chișinău a mulțumit șefului statului rus pentru susținere. Vă suntem foarte recunoscători că în aceste zile grele, când se încearcă destabilizarea politică în țara noastră, Rusia a fost prima și singura țară care s-a pronunțat în sprijinul puterii legitime a Republicii Moldova, a afirmat Voronin potrivit aceleiași agenții. Aceasta înseamnă mult în planul întăririi relațiilor noastre. Ne-ați acordat o susținere politică foarte serioasă. Apreciem foarte mult și vă suntem recunoscători pentru poziția oportună și clară a Rusiei, a subliniat Voronin. Amintim că după protestele anticomuniste din 7 aprilie de la Chișinău, care au degenerat în violențe, președintele rus a făcut o serie de declarații vizând România. La 17 aprilie, Dmitri Medvedev califica drept inadmisibilă arborarea steagurilor altui stat pe clădirile instituțiilor de stat din Moldova. Ceea ce s-a petrecut în statul nostru vecin, în Moldova, este din păcate un exemplu că evenimentele pot să evolueze absolut pe cale anticonstituțională. Acele imagini pe care le-am văzut arătau ceva oribil, când pe principalele clădiri guvernamentale, simboluri ale statului, se încerca arborarea steagurilor altui stat. Dacă acești demonstranți doreau pierderea suveranității statului lor sau doreau să trăiască într-o altă țară, sub un alt steag, atunci aceasta are alte înțelesuri, afirma Dmitri Medvedev. Mai amintim că la summitul Rusia-UE din 21-22 mai de la Habarovsk, Moscova a cerut explicații în legătură cu acțiunile României în Republica Moldova după alegerile de la 5 aprilie. Reamintim de asemenea că autoritățile Federației Rusia nu au luat nicio atitudine oficială atunci când liderii de la Tiraspol au decis arborarea drapelului rusesc pe principalele instituții de stat din autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană.